Ion Luca Caragiale Dascăl prost Foarte de dimineață, într-o mahala depărtată, bat la ușa amicului meu Pricupescu, profesor de cursul secundar, predă istoria în clasele inferioare la un liceu. Deși foarte bun prieteni, n-am fost niciodată la el acasă. Așa nu mă mir că îi se pare ciudat a mă vedea la dânsul. Ei, ce cauți tu prin mahalaua noastră, așa de dimineață? Am trecut pe aici, zic eu. Și am intrat să-ți dau bună ziua. Știu că pe la ceasul ăsta pleci de acasă și zic, hai să văd. O fi plecat pricupescu. Dacă o fi plecat, bine. Dacă nu, merg cu el până în târg. Azi o să fie o căldură mai teribilă ca ieri. S-a pus pe călduri, o să ne topim în vara asta. Pricupescu este un om bănuitor, zice, fac prin soare pe ce vrei, că și tu ai venit să mă rogi pentru vreun măgar, pentru vreun leneș, pentru vreun ticălos. Aș, zic eu, măi, adăugă el, mai am doi ani până să ies la pensie. 20 o să mi se pară. Uu, uf, să mă văd odată scăpat de canunul ăsta care a ajuns de la o vreme nesuferit. Uite, până vin eu, citește. Și zicând acestea, scoate din buzunar un vraf de scrisori. Mi le trântește dinainte pe masă și iese. Pricupescu este indiscret. De vreme ce mi-a dat voie, mă apuc să-i citesc scrisorile. Iubite domnule Pricupescu, știți că de când am fericirea de a vă cunoaște și e cam mult de atunci, nu v-am supărat cu vreo rugăciune de favoare, fiindcă nu-mi place să inoportunez pe cineva în îndeplinirea datoriilor sale, mai ales când îl știu de o corectitudine exemplară ca dumneavoastră. Crezi că a venit momentul ca, mai ales în școală, de la care depinde viitorul națiunii noastre. Noi românii să încetăm odată cu nenorocita sistema favoritismului, a îngăduielii, a hatărului. Când mai cu seamă ne aflăm în fața unui bărbat devotat datoriei, cum sunteți dumneavoastră și conștiincios, fără nicio umbră de bănuială, trebuie să lăsăm aș îndeplini misiunea așa cum crede el, în matura lui judecată nepărtinitoare. Profesori ca dumneavoastră fac onoarea unei școli. Ei sunt o garanție că tinerele generații care îi le trec prin mână când vor deveni cetățeni, vor fi perfect educate și solid instruite și vor face fala națiunii. Pentru aceea, când frate meu, Ghiță Postolache, deputatul, m-a consultat în ce liceu să-și dea copilul la București. I-am spus numai decât. Dacă vrei să înveți o bună creștere și carte ca, ca lumea, dă la liceul unde este profesor amicul meu, domnul Pricupescu. Acolo poți fi sigur și în privința educațiunii și în privința instrucțiunii. Băiatul Costică, postolache, după cum știți, stă la mine. Eu îi țin loc de tată. Prin urmare, înțelegeți de ce mă interesez și de ce îmi permit, în puterea prieteniei ce mi-ați acordat-o totdeauna, a vă importuna cu o mică rugăminte. Nepotul meu, precum veți fi observat, cu perspicacitatea ce vă caracterizează, este foarte timid. Pe lângă aceasta, a fost și cam bolnav în anul acesta. A trebuit să-i scoatem o măsea, așa că are o mare frică de examen. Ne-ați îndatorat foarte mult și pe frate meu și pe noi mai ales, pe mine și pe soția mea, căci în grija noastră am avut pe copil, dacă ați fi, nu indulgent. Aceasta nu vă putem cere, dar nici prea sever cu el, care nu știți câtă iubire vă poartă și cu cât respect pomenește totdeauna de dumneavoastră. De aceea, fiindcă vedem cât ține costică la dumneavoastră, ne-am hotărât să vă luăm pe dumneavoastră ca meditator. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărții audio.eu, copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu. Și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare. Începând chiar din vacanță, știți că mergem la țară, la munte. Am fi fericiți dacă ați primi cum n aveți îndatoriri de familie. Să veniți cu noi, ne neavând altceva mai bun de făcut, bineînțeles. Am dorit, ca și în vacanță, să se mai ocupe cu cartea. N-ar fi rău, prin urmare, să ne vedem cât mai curând, ca să aranjăm această afacere. Până atunci, primiți, stimate domnule Pricupescu, cele mai afectuoase salutări din partea soției mele și din partea devotatului dumneavoastră. Nicu Postolache, senator. Halal de Pricupescu, zic în gândul meu, eu, care cunosc bine și pe nenea Nicu Postolache și moșia lui și gospodăria lui și pe madame Postolache, în paradis îl invită nenea Nicu și consoarta. Mâncare, băutură, aer, Călărit, plus 200 de lei pe lună cel puțin. Oameni cu dare de mână. Dar nu mai vine pricupescu. Să citim mai departe. Amicule pricupescule, mâine încep la voi examenele. În interesul tău, îți atrag atenția încă o dată. Nu fi sever cu băiatul persoanei cunoscute. Ar fi o prostie din partea ta să faci exces de zel, când știi bine că, și fără să vrei tu, băiatul tot va trece. Pentru ce tu, un dăscălaș, numai ca să te faci grozav, să indispui pe niște oameni cu atâta influență? Nu e mai bine să-ți faci binevoitori? Aseara am prânzit acolo. Era o sumă de oameni mari. Toată vremea la masă s-a vorbit rău de profesori care, după ce că nu sunt buni de nimic, apoi sunt și brutali și mojici, mai ales cu copiii de familii bune. La plecare, Cucoana a spus că, dacă cumva persecuți pe mititelul, n-are să-ți meargă comod. Eu am garantat pentru tine, ia seama în interesul tău. Amic? NN Alta Dragă pică, cocoșelule moțat, Dacă ai ținut tu vreodată la mine, Măcar a suta parte din câte mi-ai spus, Sper că n-ai să mă refuzi. A venit Mița Popescu la mine, cu lacrimi în ochi, Și m-a conjurat pe tot ce am mai sacru. Să-ți vorbesc în privința băiatului ei, Octavian Popescu, care zice că tremură toți băieții de frica ta, că ești prea sever și el are groază când se gândește la ziua de mâine. Biata miță este desperată, fiindcă Octavian i-a spus curat că, dacă rămâne repetent, se împușcă. Pune-te tu în locul ei, ca mamă, astă seară nu se poate dar mâine seară la ceasul știut, negreșit, cocoșelul emoțat, când ai veni la voiculița ta, să-i spui că l-ai trecut pe Octavian. Semnat Puiculița Bravo, domnule Pricupescu, gândesc eu. Cine să fie Puiculița? A, un plic roze pal cu un blazon aurit într-un colț. Să vedem. Sunt gata, ai de că e cam târziu. Am treabă la școală. Uite, frate, pricupescule, de ce venisem eu la tine? Zic eu și înghit în sec. Apoi îmi iau inima în dinți. De ce? Venisem să te rog să-mi faci un mare hatăr. Am înțeles. Nu ți-am spus eu? Ghicisem. Ei, nu fi și tu așa de. cum să zic? De sever. Știi că de când te cunosc și de slavă Domnului, ne cunoaștem din copilărie. Mi-te-am supărat cu vreo rugăminte. Fiindcă nu-mi place să importunez pe cineva, cât de prieteni să-mi fie în îndeplinirea datoriilor sale, mai ales când îl știu de o corectitudine exemplară cum ești tu. Apoi atunci, firește, nu zic, trebuie să ne hotărâm o dată, mai ales când e vorba de școală, de la care depinde viitorul națiunii noastre, noi, românii, să încetăm, mă înțelegi. Astea le-ai citit undeva. Pe onoarea mea, nu. Ei bine, tu, tu ești un bărbat devotat și conștiincios, fără nicio umbră de bănuială care trebuie în misiunea lui să fie mă înțelegi. Îți spun eu că l-ai citit undeva. Zău nu, uite ce e, un băiat timid și a fost cam bolnăvior iarna asta, a trebuit să-i scoață o măsea când îți spun eu, pe ochii mei. Și în sfârșit, ce mai una alta? Ce să mai umblu cu mofturi? De colea, de colea ar fi pentru tine un dăscălaș părlit pe timp de vară, 500 de lei? Am aruncat vorba cea mare. Pricupescu e nebun. A început să zbiere la mine, să îmi spună că nu mi-e rușine, prieten vechi. Dar eu, cu minte, zic, nu-ți cunoști interesul. De ce să te pui cu niște oameni mari care iau atâta influență? De aia va a ieșit vorba la toți dascăli că sunteți mojici și brutali, mai ales cu copiii de familie bună. Oh, strigă Pricupescu. Iar? Secule! Am strigat eu. Dacă e vorba de zbiere, te apoi zbier și eu. Un băiat cu atâtea rude, care ți-ar fi de mare sprijin. Ești un prost, strigă Pricupescu. Ba, tu ești prost. Mă să-i văduvă, bogată, frumoasă și de familie mare în loc să te iei cu binele, să te ia meditator, am strigat degeaba. A fost peste putință să-l scot pe pedant din ale lui. Mare dobitoc domnul Pricupescu. Sfârșit.